Recunosc că este cea pe care eu chiar special am venit acasă. Da, știu, eram sigură. Cu peste 25 de ani experiență în industria IT&C, Dan Vârtopeanu și-a dedicat ultimii 12 ani în mobile marketing și soluțiilor de plată prin mobil. A fost implicat în dezvoltarea unui portofoliu variat de campanii pentru mobile, prin SMS, mobile web, aplicații pentru mobile și alte instrumente tactice, multe dintre aceste campanii fiind în premieră în România. În 2012 a fondat Breeze Mobile, una din puținele agenții full service de marketing mobile pe plan local, câștigătoarea mai mult de 10 premii la diferite competiții de specialitate. Nu o să abordez deloc nici partea de SEO, nici partea de PPC, că vine... Eu nu, o să... Numai de SEO. Oricum, și am făcut o prezentare basic despre ce înseamnă mobile marketing în acest domeniu. Sar peste ce am făcut noi, că tocmai s-a citit, și intru direct în sumar. Eu totdeauna încep cu un overview. Mobile în România, pentru că se știe că toată lumea are un telefon, dar nu se știe cât de mare este acest mobile în România. Astea sunt ultimele cifre oficiale. Penetrare foarte mare. Partea interesantă sunt acele conexiuni active la internet. Apropo de mituri, ani de zile mi s-a spus România au smartphone, dar nu se dau pe internet, că nu au abonament. Este fals, sunt 16 milioane de abonamente. SNS-ul încă funcționează, toată lumea a zis gata, WhatsApp-ul e numărul 1. By the way, a fost numărul 1 timp de 2 ani și jumătate în topuri ca instalări, dar SMS-ul a crescut, deci n-a avut nicio problemă, se vorbește și la telefon foarte mult. Smartphone. La smartphone, anul ăsta o să sărim 50% penetrare, aveți evoluția din 2012 până în 2015. Da? Nu e nimic spectaculos, e ceva natural, ținând cont de populația pe care o avem, adopția serviciilor mobile și faptul că au devenit tot mai ieftine. Încă n-am ajuns ca în China să ne vindem un gimic, să ne luăm un iPhone, dar sunt mulți care fac un credit să-și iau un iPhone. O distribuție a sistemelor de operare. Aici o să vedeți două scenarii. Acest scenariu este cel monitorizat la nivel de web browser și este și cel monitorizat de Facebook. Ideea e că oricum suntem Android mostly. Asta este, ca mai toată lumea. 4 din 5 telefoane care se vând peste tot sunt Android, deci e normal să fim Android. Windows Phone stă mai bine decât multe țări de pe glob. Cam asta ar fi și ca valori, dacă sunteți curioși. Zona de Facebook. Facebook pe mobil a crescut spectaculos în ultimul an de zile. Am ajuns aproape la 4 din 5 care folosesc Facebook de pe telefonul mobil. Și aici distribuția e more or less asemănătoare, da? Vedem iOS, nu e 17-13, pentru că Facebook măsoară și acele feature phone. Și acum o să intru direct în subiect. Dacă ați văzut în sumar, am zis un overview, strategii, tactici și case studies. La strategii este ceva foarte interesant în zona asta, pentru că dacă majoritatea domeniilor este o strategie bazată pe comunicare, o sinergie mobil, pentru bănci în special, asigurări în secundar, este zona de strategie orientată spre funcțional. Și am să o traduc. Ai nevoie de o prezență în mediul mobil ca să faci tranzacții. Ai nevoie de o prezență în mediul mobil pentru a face customer support, pentru că asta este. Majoritatea românilor sunt pe mobil și dacă nu ești acolo, are problema. Și faci CRM. CRM se face foarte, foarte mult în zona de mobil. Pe zona de comunicare, evident, sunt cele două clișee. Da? Lansez produse, servicii, bancă nouă, whatever, și cresc bază de clienți prin tot felul de oferte sau alte produse. La capitolul tactici sunt, de fapt, patru tactici de bază. Deci poți să folosești SMS-ul și sunt tehnologii. Da? SMS-ul, poți să te duci în zona de prezență mobilă ca site, poți să te duci în zona de publicitate pe mobil sub formă de reclame, nu? SMS-ul. Zona de aplicații și mai acel ad. USSD, dacă nu știți ce înseamnă, este acea tehnologie de interogare în care trimiți cu steluță PS, primești răspunsă, tâcâie, tâcâ,
BRD are, de exemplu, o soluție de mobile banking bazată pe USSD, BCR a lansat Goodby, o soluție bazată pe USSD. Sunt niște lucruri de... nu de nișă, pentru că USSD-ul poate fi folosit de orice telefon, dar au rămas de nișă pentru că nu s-au exploatat. NFC-ul e de nișă din motive de adopție, încă nu sunt atât de multe device-uri care să aibă NFC. Asta este, se vând foarte multe telefoane fără suport NFC. Zona de coduri QR este, în media generală, din punct de vedere conversie, pui un cod și dacă ai 1-2% din audiență pe care ți-l scanezi, este excelent. Da? Pare foarte puțin, dar asta este, pentru că mulți nu știu ce e ăla, nu știu cum să facă, n-au un scanner instalat, etc. Iar partea de augmented reality, da, e the next thing, dar la fel ca și în FC, avem o problemă de adopție. Nu sunt suficiente telefoane care să suporte tehnologia, încă este în dezvoltare. Mi-am făcut proiecte pe augmented reality și au fost foarte mare bătaia de cap. Adică pe iPhone poți să faci augmented reality. Tehnologia prin care tu deschizi camera telefonului și vezi ce se întâmplă în jur. Vă dau un exemplu concret în banking. În Turcia, o bancă a adăugat la aplicația mobilă componenta asta de augmented reality. Când pornești componenta, îți deschide camera, vezi strada și îți dă direcții cum poți să ajungi la cel mai apropiat sediu. Da? Deci te ghidează exemplu concret de... Dar trebuie să-mi explicați ce înseamnă NFC. Near Field Communication. Adică este tehnologie prin care un chip foarte mic, dacă sunteți din București și ați folosit transportul în comun, știți că sunt acele carduri, alea sunt NFC-based. Da? Da, le-am pus la Shader pentru că au existat aplicabilități, nu la noi. Zona de SMS. Este foarte mult CRM. Se dau zeci de milioane de mesaje, tot felul de notificări. Unele inspirate, altele mai puțin inspirate. Folosit la cross-selling. Deci, ai clienți pe care știi că ai un anumit produs și le spui prin SMS, vezi că am mai lansat sau încerc să vând, cum am făcut, de exemplu, la Transilvania, am primit SMS pentru serviciu de asigurări, partenerul lor. Lansarea de produse noi și servicii, asta se practică frecvent, și noi clienți. Închiriezi baze de date de utilizator și te apuci și le dai SMS-uri, poate să întâmplă ceva. Site-ul, evident, are zona de funcțional. În spate, partea de tranzacție, asta a fost ceea ce a contat foarte mult, zona de customer support și la noi n-am prea văzut, afară am mai văzut, se încearcă partea de cross-selling din site mobil. Edurile, ca orice ed, trebuie să aducă clienți noi și trebuie să te ajute să împingi în față. N-am venit cu exemple concrete. Acum un an și ceva am avut, de exemplu, campanie pentru BRD. Au vrut să relanseze MyExpress-ul și au avut și o componentă de mobile pentru oferta nouă de MyExpress. Și nu sunt singure. Adică și Raiffeisen a avut campanie, a văzut campanii de la diferite părți. Aplicațiile mobile. Aplicațiile mobile intră și în zona de funcțional, însă am scos-o din calcul, deci nu discut despre aplicație mobilă prin care faci mobile banking. Discut despre aplicație mobilă prin care încerci să-ți atragi clienți noi sau vrei să-ți promovezi produse și servicii. Exemplu. Dacă am vrut prea repede sau mai vreți să mă întorc? Da? Ok. Exemplele sunt din zona de aplicații mobile. După cum spuneam, n-am intrat în parte de ads-uri și nu cred că era cazul să intru în zona de SMS, deși am făcut foarte mulți ani SMS-uri. Zona de aplicații mobile prin care vrei să îți împingi anumite produse sau să ajungi și la alți clienți care nu sunt clienții tăi neapărat, pentru clienții tăi o să descarci aplicația ta sau folosească la tranzacții, trebuie să pornească de la ce vor clienții, dacă nu e o aplicație funcțională. Și după cum vedeți, în România, suntem o țară Android, lumea vrea divertisment. Jocul, asta este. Numărul 1, 60%, pe 29% vine partea de utilitate. Pe iOS e utilitate la paritate cu jocurile. Prin urmare, în momentul în care vrei să faci o aplicație, trebuie să te gândești și la componenta asta. Dacă n-ai o componentă de joc și o componentă eventual ce utilitate, nu prea ai șanse ca oamenii să ți-o instaleze, că
nu sunt interesați de activitatea și practic același raționament se aplică și la Apple. Dacă vrei să comunici prin Apple-urile care se află pe iOS, atunci ar trebui să iei în considerare 50-50 poziționarea în conținutul de jocuri și conținutul aplicații utilitare. Unde pe Android mai mult în jocuri. Nu? Depinde ce vrei. Dacă vrei sigur, să... Sigur, depinde ce vrei. Sigur. Deci, eu o să vă pară, de exemplu, Dragobete. Aplicație făcută sub formă de joc cu ocazia Dragobete. Deci dacă vreau să promovez Dragobete, evident că mă duc în zona de jocuri. Dacă vreau să promovez mai bere de mobile, care e același client, nu sunt atât de interesat de zona de jocuri, pentru că acolo ai o audiență destul de young. Sunt interesat, în primul rând, să ajung la o audiență... Nu, nu, nu. Cu tot cu segmentare de vârstă. Da, deci trebuie să faci cam, e bine să te duci peste tot unde îți atingi audiența, nu neapărat, nu trebuie să te limitezi la adică așa. Adică nu se păstrează proporția pe domeniu, asta scriitor. Adică da, da, deci depinde ce vreau. Dacă vreau să mă duc într-o aplicație funcțională, trebuie să țin cont de parte. Dacă vreau un joc, cel mai ușor să mă duc la un joc, pentru că cine nu joacă jocul, nu o să fie interesat nici de jocul meu. Dar există un procent de oameni care nu se joacă și nu au nevoie să joace pe telefonul mobil. Vreau să spun de niște exemple de aplicații. Eu nu fac legătura între aplicații. Da, să vă dau două exemple concrete. Deci vin cu un exemplu de joc făcut pentru BRD și un exemplu de aplicație cu zonă de util făcută pentru AXA, care nu are legătură cu produsul, doar comunică produsul. Deci vin cu două exemple concrete. Dar ăsta a fost preambulul de ce am ales să facem o aplicație sub formă de joc. Și dincolo am ales-o pentru că era legat și de ce transmite. Deci o să explic acolo. Acum, legat de comunicarea printr-o aplicație mobilă, trebuie să ții cont de câteva aspecte, da? Odată că trebuie să creezi conexiuni spre deosebire de ad-uri care sunt one-time only, ți le-am afișat de ei. Ai dat click sau nu, aici vrei să faci o relație pe termen mai lung. Și dacă nu-i calcul asta, deja e o problemă. Doi, trebuie să le aduci o valoare. Și divertismentul poate să fie o valoare, ținând cont că suntem în nație, unde jumate își pierd timpul pe... De ce vreți? Voiam să zic ca și adăugire, că și noi încercăm prin ABRU să creăm o relație cu consumatorii către care comunicăm produse în serviciile. Eu m-am referit la ad-uri simple. Eu prin ad-uri mai mult înțeleg bannere, că asta... Înțeleg și clienții de mult. Hai să punem o campanie pe mobil, luăm bannere de desktop, le facem un pic mai mici, lăsăm tot 30 de cuvinte în ele, nu râde că am avut chestia asta. Inclusiv banner care mi-a fost modificat și s-a insistat să aibă nu știu câte cuvinte în el și am scos screenshot și am zis, asta e, nu se vede. Nu-i nimic. Ok. Deci eu la alea mă refer, nu mă refer la alea. Deci mă refer la bannere care sunt, deja ești enervat, nu mai vrei să le vezi. Da, pe AdWords ești acolo, construiești, e deja altă strategie. În plus, AdWords ești pe intenție. Eu nu mă refer pe intenție. Nu, ca o alternativă. Comportamental. Da. Și demografic. Exact. Pe urmă, la fel, ai acest build around the brand values, deci nu faci o aplicație că de mâine vreau să fac ceva, vreau să încerc să o duc și în valorile brand-ului și să suport procesul de vânzare, până la urmă, da? Să susțin vânzarea. Dragobete. Brand e o aplicație care e foarte puțin branduit. Practic, scopul aplicației, povestea ei, a fost în felul următor. Ei au lansat un card cadou și au zis, hai să vedem, să legăm și de această sărbătoare, hai să nu ducem neapărat pe Valentine's Day. Dar toată lumea zice, uite, Valentine's Day, nu știu ce cadou să-i faci, iubitul iubitei folosește cardul ăsta și ai rezolvat problema. Și hai să ne ducem în Dragobete, să ne ducem în tradiție. Nu știu dacă știți tradiția Dragobete. Tradiția Dragobete presupunea că trebuia să-l săluți, să-l alegi și dacă-l prindeai, să-l tai. Asta este tradiția, da? Ok? Adică puteam să zicem, Valentine trivial, așa, știi? Puteam să zicem, absolut. Și nu se împiedică. Și nu se împiedică, dar știți că se împiedică. Și nu se împiedică. Și am construit jocul pornind de la toată partea asta, da? Pe de o parte, aveai posibilitatea să trimiți un sărut, îți spunea în funcție de intensitate este, da? Acolo îți selectai către cine vrei să te adresezi, da? Arăt cum funcționa sărutul, aveai 10 secunde, se mișca, puteai să-i dai un share pe Facebook. Și asta era povestea. L-a alergat, alergai pe ecranul degetelor, ca să încerci să faci cât mai mulți meci. Dar nu sărutai Nu sărutai apropiat de microfon. Dar puteai și la distanță, dacă vrei.
funcție de, de cum să rotai. Deci era fonic întreaba. Da, era fonic, era fonic, da. Deci nu-ți valida pasiunea, îți valida intensitatea. Dacă te duceai lângă un picamăr, era posibil să-ți dea decibeli peste cap. Adică... Și cum nu l-am dus chiar atât de subtil. Cum a contat și aparatul de întreabă. Conta și modelul de telefon. Și modelul de mai degrabă. Pentru că sunt niște telefoane pe Android cu microfoane foarte proaste și puteai să te străduiești cât poți, că asta este. În esență, la final, indiferent de rezultat, îți spuneau, ok, dacă vrei să faci mai mult pentru cel drag, avem și noi produsul ăsta, end of story. Deci era un singur screen, atât, nimic mai mult. Nu poți da un cifre, of course. Care este ultimul ecran? Nu am pus un... Era ecranul care spune o dacă... Da? Dacă vrei să joci, descarci aplicația, treci prin tău procesul și... Trebuie să pup, trebuie să... Poți să alergi. Sau poți să nu faci nimic. Dacă nu pup, el, timp de câteva secunde, vede că n-ai pupat și gata. Să zice, ai 0 decibel, n-ai pasiune, la revedere. După un cadou. Oricum... Da, deci tu aveai 10 secunde. Dacă nu făceai timp de câteva secunde, înseamnă... Nu și nu, se lipește. E un premiu. Da, mă amuză că, uite, apropo de chestia asta, mi se pare foarte amuzantă ideea. Da, da, și a avut și engagement, v-am spus, nu pot să dau cifre din păcate, dar lumea a alergat, a salutat, a postat pe Facebook, ei au avut un buget de media aproape nesemnificativ. Da, da, foarte, foarte mic, adică... Tot dumneavoastră ați făcut și partea de creație? Noi am făcut partea de creație și dezvoltare. Nu ne-am ocupat de media. Noi, fiind agenție full service, facem de regulă și creație și dezvoltare. Mai facem câteodată și media dacă dorește clientul, dar nu prea ne băgăm, mai ales băncile au fiecare agenție de media pe niște criterii și... În cazul BRD, ne-au luat pe o poziție un fel de consultant la campania din anul trecut, unde le-am dat un feedback, ce să folosească, cum să folosească. Și așa mai departe. Și campania a funcționat foarte bine, inclusiv modul de abordare a luat un efect în campania respectivă. AXA, împreună pentru copii. Asta era înainte ca AXA să vrea să plece din România. De-aia aplicația, dacă o descărcați sau dacă ai lăsat așa cum a fost făcută acum 3 ani de zile. Ea avea un produs care se numea Protector și care era produs prin care tu, ca părinte, doreai să asiguri un viitor mai bun copilului tău, ca mai toate produsele de asigurări, plătești o primă de asigurare, să schimbi niște bani și la un anumit moment poți face ceva cu banii aia. Și am zis, hai să facem un produs legat treaba asta, care se ducă în zona de utilitate. Și am creat o aplicație prin care cei doi părinți se logau, se făcea un pairing via SMS ca să știu că eu cu soția mea avem aceeași aplicație și suntem înregistrați în baza de date și începeam să ne șeruim, să ne șeruim agenda pe care o avem cu fiecare din copii. Acolo puteam să punem diferite notițe, deci nu făcea altceva decât să-ți faci un share de agenda în care spuneai, ok, acum îl iau eu de la grădiniță, mâine duce soția mea la dentist și așa mai departe. Nu exista un astfel de produs în piață la vremea respectivă. A fost făcută în 2012. A fost ok primită, avea aici, ăsta este ecranul, deci avea un singur buton unde îți arăta produsul. Tot așa nu era agresiv, deci nu îți scotea în față, cumpără polița noastră, fă, etc. etc. Nu acolo, te duceai, vedeai, descopereai și aveai și un click to call dacă chiar vrei să faci pasul mai departe. Deci asta apropo de zona de utilitate și de întrebarea de mai departe. Mi s-a spus să vin cu niște tips and tricks, pe care i-am împărțit. Am împărțit pe SMS, da? Una din problemele care se întâmplă în continuare este că se trimis SMS-ul la ore nerezonabile. Adică, ore gea de obicei să mi le dea noaptea, intervalul 12-5 dimineața. Am primit și de la o bancă foarte devreme dimineața. Și știi când îți vine un SMS la 5 și mi-a zis, tu am trecut și am primit cineva, ce s-a, adică nu. Nu te gândești la cei mai bun lucru. Da? Asta e o problemă. Mai sunt cazuri în care se dorește să folosim caracterele noastre. Da?
E minunat să vorbim limba română corect, numai că sunt în continuare telefoane care nu le interpretează, îți afișează tot felul de alte caractere și nu ți-ai rezolvat problema. De multe ori nu se știe că poți să te duci și mai mult de 160 de caractere, că poate vrei să ai un mesaj și nu poți să pui cu prescurtă și mai multe puncte. Deci poți să te duci și în dublu și în triplu. Iarăși, pe SMS din ce am văzut, după cum spuneam, am făcut foarte multe campanii. Din 2002 până în 2008 am făcut SMS-ul de m-am plictisit. Poți să te duci mai mult, îți rupe SMS-ul, nu? Sau cum? La ce? La 160? Nu. Nu se știe. Deci majoritatea îți spun, vezi că ai limitat de 160 caractere de SMS, dar poți să trimiți concatenat. Acum trebuie ca și furnizorul să aibă platforma optimizată pentru concatenat. Și device. Știu furnizorii. Majoritatea device-urilor le... Nu, și atunci. Le concatenează. Deci credem că și atunci le concatenează. Deci n-am trimis pe smartphone SMS-uri concatenate. Am trimis pe telefoane care nu aveau nici internet. Deci nu erau feature phones și le concatenează. Dacă știi cum să le concatenezi, că am multă tehnologie. Problema e la furnizor. Deci trebuie să te asiguri că furnizorul sau platforma pe care o ai tu știe să facă procesul de concatenare. Și dacă nu știe sau nu și-a bătut capul, tu știi că trebuie să stai în 160 la revedere. Deci tu poți să trimiți storie. Nu. Poți să trimiți și ceva. Nu mai știu cât era limita. Noi oricum n-am depășit 500. Deci n-am avut nici mai mult. Dar poți să trimiți mai mult. Foarte tare. Nu știam. Bine, și costul e rămas. Da, multiplici cu numărul de sectorii. Exact. Că tu plătești 160. Bine, nu sunt chiar 320, sunt 300 și sub 20, că din cauza concatenării se pierd niște caractere. Dar, mă rog, e un lucru care, după cum spuneam, încă nu e știut. Puteți să facem o campanie de... puteți să facem o campanie de față, știi? Poți trimite câte caractere crezi că poți trimite, și știi? Voi ați spune, nu, de fapt, poți trimiți maxim 6 de trimiți într-un singur. Ai putea să faci de asta, pentru tine. Nu te-ar costa mult. Da, cum spuneam, am făcut SMS până prin 2010. Pe care am zis că... mai fac. Nu refuz când mi se cere să, da, să fac să mă-nțeleg. Faci pentru educare, pro bono, adică nu te gândești că știi ceva. Am făcut când am lansat Blitz. Deci când am lansat Blitz, am făcut o campanie în care am dat SMS-uri către bloggeri influencer. Mm-hmm. Unii dintre ei au fost anunțați că o să fie sunați și după care au fost sunați de un robot. Ai cu robotul? Da, ce tare ai cu robotul? Niște voci de fete diferite, abordați la modul super personal și am luat să foarte te sun legat de asta cu robotul, am zis că poate... Da, deci am făcut și pentru noi. Da, că poți să faci. Tare, tare asta cu robotul. IVR nu l-am impus aici, în tact. Cum, cum? IVR să mergi. Ah, IVR, da. E un case tati celebru de IVR, dacă sunteți curioși vreodată, o campanie care a luat o tonă de premii pentru o bancă din Turcia, se numea ultimul om care are internet, în care exact asta au făcut. Îți dădeau un e-mail, vedeau când citeai e-mailul, îți pornea un video, spunea Ionuț, tu ești singurul client al băncii noastre care nu și-a pus internet banking. Cum ai de gând să răspunzi la această treabă? Și te sunai imediat telefonul și era client care zicea, deci Ionuț, spune, ce ai de gând să faci? Spui sau nu? Dacă spuneai da, robotul interpreta chestia asta, e foarte mișto să vedeți chestii, e super tare și e vechi. Are și poți să și interviu și avea și aur la lead generation, adică... Poți să dai și nu dau și... Da. Și au avut peste 50% conversie, ceva în genul ăsta, adică... Da, deci se poate face și aici, dar am încercat să mă limitez la ce se întâmplă la noi. Că la noi nu se face aici. Și poți să spui vocea oricărui artist, nu? Normal că poți să fii. Ce vrei tu? Te gândești la cine? Te gândești la cadena? O bușcă stă la bani. Ai fi mimiții, vă să te sun. Și dai jos Arșinel, vezi că am un mesaj pentru tine. Ține telefonul aproape. Da, poți să faci. Ok. Ce spuneam acolo, cel mai ușor mod de a obține feedback este printr-un număr de telefon, pentru că e simplu să apeși, să suni, să intri în legătură. Când ai un call center, e un pool care funcționează și poate fi și măsurat. Și în ultimul rând, SMS-ul încă rămâne singurul mod de comunicare care se bazează pe locație. Adurile în România n-au ajuns la nivel de locație precis sau au ajuns la nivel de oraș. Se așteaptă, și acolo sunt erori, se așteaptă când o să ajungă mai departe, în state, sunt la nivel de state, e cu totul altceva. SMS-ul poate să ne dea la toți, că știm că suntem aici, să ne dea ultima ofertă de la Impact Hub.
aici n-am exemple pe banking, am pe alte domenii, dacă sunteți curioși mai apune timp, pot să vă arăt și zona de istoric SMS. Istoric SMS înseamnă că știu persoanele care au trecut într-un anumit interval de timp cu o frecvență printr-o locație. De exemplu, a fost pentru un centru comercial, unde se deschidea un nou magazin și au vrut să știe pe domeniul sportiv cum îi găsesc pe cei care au fost la concurență, care erau plasați în altă parte. Au văzut pe locație și le-au dat mesaje în ziua deschidere. Adică. Aici există o capcană. Nu știu dacă ați văzut studiul Genius publicat destul de recent, că rata de click la noi pe desktop e tot mai jos, 0.1.0.2. Pe mobil, rata de click încă e ok. Ai 0.5, ai 0.8, poți să ai și 1.5, poți să ai și 2. Problema e că o mare parte sunt datorită erorilor. Deci bannerele alea, lumea nu pare obișnuită, dă click din greșeală, o să vedeți timp foarte puțin, aia zis, check the time spent și conversie. Adică sunt foarte multe click-uri care ajung din întâmplare, nu fiind omul și-a propus sau a fost atras de mesajul respectiv. Rich media. Sunt exemple, numai afară, că la noi asta e, n-a făcut nimeni, și cum spuneam, aproape niciun brand nu folosește. Deci rich media înseamnă că eu pot să-ți fac o reclamă în care se pot întâmpla foarte multe lucruri. Inclusiv când îți dau reclama respectivă, să spun, uite, am oferta asta nouă de creditare și cea mai apropiată sucursală este la 200 de metri de tine să-ți arăt direcția. Adică poți să faci extrem de multe lucruri cu zona de, de rich media. E un inventar imens. Deci nu discutăm de acolo. Discutăm de un inventar care este huge, huge, huge. Dar tele și la alte rețele? Da, eu folosesc alte rețele. Eu nu concurez cu tine, că nu. Nu-mi permit să mă bag. Nu, eu folosesc alte rețele din două motive. Unu, de 2 ani de zile nu sunt deloc mulțumit de rezultatele Google. Eu fac un tracking, dar spune acolo ce cât trafic sunt. Da? Deci nu vin întotdeauna dispozitive mobile, nu vin întotdeauna modelele targetate, nu vin întotdeauna localitățile etc. Am avut probleme inclusiv pe contorizarea instalărilor, unde ei mi-arătau alte cifre decât aveam în realitate. N-am spus-o la capăt. Nu. De când au cumpărat AdMob-ul, la 2 ani de zile după ce l-au cumpărat, l-au făcut praf. Până atunci AdMob-ul mergea perfect. Și atunci eu folosesc alte rețele. Pentru că eu nu sunt mulțumit, iar cu Google nu pot să negociez. Cu alte rețele, dacă îmi trimite trafic ca era, pentru că am pățit asta cu Immobiens, tu trebuia să-mi targetezi pentru Samsung numai iPhone. E concurentul lui. Și mi-a dat un ochi. Tu știi programatic că el n-a fost că nu ți-a adus iPhone-ul de repede. Eu știu că, exact, verific ce-mi trimit. Dar noi nu cu... Problema e că la Immobiens au zis, ok, îți dau refund în volum de trafic pentru tot ce ți-am livrat prost. Asta nu o să o rezolv. Oricât de Google, de acum, na, nu vreau să militez pro ce zici tu, dar zic că... Și discut de GDN, nu discut de Google. Am înțeles. Discut GDN-ul pe Google. Sigur, sigur. Păi ziceam că e lucru faci din la ui, că faci tracking-ul prin Google Analytics. Eu oricum nu. Asta e. Deci eu nu mă bazez pe Analytics. Pe Analytics mă uit la time spent, dar restul nu-l fac via Analytics. Deci tipurile de device, mi le scot eu. Pentru că dacă te bazezi după Analytics, o să vezi foarte mult, inclusiv la location, sunt foarte multe not set la device-uri, deci, și nu-ți prinde tot traficul la Analytics. Vorbim strict de traficul de pe mobil. Ca de pe mobil, vorbim strict de traficul de pe mobil, de CDN, trafic de pe mobil, de faptul că Google a stat foarte mult timp în paralel cu două coduri de tracking pentru Analytics. A fost unul pentru smartphones și unul pentru care le lua și pe celelalte și era o diferență dacă le puneai. Și interfața era diferită, adică practic tu când făceai adurile, puteți... Nu, doar codul de Analytics era diferit. Deci aveai două ani. Au migrat interfața. A, inițial era altă interfață, da. Inițial era altă interfață. Ok, și da, să spun, deci mai este și viață dincolo de Google. Sigur, există Facebook, că noi avem 50% din campaniile noastre sunt clienții ăștia, 50% din clienții ăștia campanii și cu Facebook, adică... Da, sunt fain, e aceeași, același issue. Da. Ai cu cine să negociezi. Nu, by the way, deci, raportând dumneavoastră la performanță, AdWords livrează foarte bine. GDN-ul livrează foarte prost, iar Facebook în ultima vreme este tot mai scump pe conversii. Poate tu ai campanii mai bune sau ai alt tip de conversii sau cu chers. Știi? Iar la site-ul mobil e ce atrag atenția la toată lumea, niște lucruri specifice, acel click-to-call pe care nu toată lumea îl implementează.
am jurizat recent pentru Gâmpeș și o grămadă de mobisite-urile de e-commerce scris acolo, nu aveau click-to call pus sau aveau prost pus, adică nu aveau numărul bun. Poți să folosești și SMS-ul, poți să folosești și locația. Pe aplicații mobile, aici am intrat un pic mai în detaliu, da? Dacă vrei să meargă, ai nevoie de acest Great User Experience, ai nevoie de o navigare foarte fluidă și aici e o problemă, pentru că foarte multă lume folosește designer care, ca orice designer de fan iOS, dar ce se face fluxul de navigare conform iOS-ului, utilizatorul de Android nu are același comportament. Mai e și aspectul că nu-ți convine să lucrezi designul în două variante adaptate și de aici apare treaba asta de smooth navigation, care nu mai așa smooth. Ai nevoie să ai conținut proaspăt, să-l actualizezi la interesele utilizatorului, update-uri. Deci nu se face. Se lansează o aplicație, se lasă și vine Apple și scoate iOS 7 și deja nu se mai merge cum trebuie. A scos iOS 8, acum vine cu iOS 9. That's an issue. Cum te diferențiezi față de concurență? Și partea de rating and sharing. Pentru că îi spuneam de unul, o mare nebuloasă ASO, App Store Search Optimization. Ce se știe că ar conta sharing, partea de ratinguri, e un mix între ratinguri și instalări și cuvinte, dar cuvintele contează mai puțin la Google, de exemplu, decât la Apple. Deci chiar e o mare nebuloasă, nu sunt. Asta nu e un mit, nu e nicăieri precizat ce trebuie să faci ca să urci în top. Sunt doar informații luate de la companii care au avut o căruță de bani și și-au permis să experimenteze. Și patentele pentru asta, spune că sunt... Patentele pentru asta sunt deja altă poveste. Deci nimeni a interesat să pună patent cum fac search-ul la mine în super detaliu. Ei au pus patente pe cu totul alte lucruri. Ce poți să faci în aplicație, că la mine poți să faci plăți așa, la mine poți să faci plăți așa, la Republicii asta. Cam asta a fost. Exemplu, campanie integrate, ce a încercat România au talent, da? Care a încurajat Twitter pe Twitter și așa mai departe. Numai că Twitter în România... Da, da, nu știi? Nici eu nu urmăresc emisiunea, dar mă urmăresc ce se întâmplă. Din păcate nu pot să-ți dau prea multe exemple de campanii integrate. Ce se mai întâmplă, se mai pune un cod QR și zice scanează-l și... Mai sunt niște campanii, dacă vrei discutăm și de Japonia, deci acolo merge și la noi, nu? Cu Shazam, care s-au mai încercat, da, pornește, dar Shazam-ul e mai rău decât codul QR, pentru că dacă un QR reader îl mai ai de tine de rău instalat, Shazam foarte multă lume n-a auzit, nu știe cum a instalat. Adică ei au bază de date de utilizatori în România, care este interesant. Dar ești mult mai jos decât pe zona de codul QR. Deci cam asta este. Au mai fost campanii. Stai, ține și celorlalți, cum e cu Shazam, care îl pui la televizor să asculte sunetul. Nu trebuie să-l pui la televizor. Nu. Trebuie doar să-l pornești, el ascultă sunetul, are un audio watermark, recunoaște audio watermark și după aia îți face ceva. Campania de la noi te ducea într-o reclamă, da? Îți deschidea o reclamă și te jucai... Adică ascultai sunetul de la televizor? Poți să o faci și fără Shazam. Există o tehnologie care îți permite tot așa să trimiți sunete la serii. Da. Nu, sunt niște tehnologii. Știu una dezvoltată în Ucraina, una în state și nu sunt NSA-ul și asta. Mă rog, la noi nu merg pentru că nu intră în frecvența de spectru acceptată la CNA pentru a emite sunetul respectiv. Pentru că e într-o altă frecvență ca să nu fie perceput de urechea umană. Deci se poate și altfel decât Shazam. Deci un watermark la video poți să-l faci în multe feluri. Așa și ce am mai văzut? Am mai văzut campanii unde încercau să facă un call to action prin SMS. Nu discut de campanii de promoții,
când fac brandurile mari, cumpără și trimite codul prin SMS, că acolo faci strict awareness-ul. Discută campanii unde se comunica ceva și ca la teleshopping, ok, trimite SMS-ul atunci. Dar sunt sporadice, nu sunt multe. Este o tendință de a se merge pe campanii integrate. Adică în momentul în care începi și faci o campanie, vrei să comunici și TV, și online, și mobile. Dar nu neapărat să amestici mediile, pentru că apropo de coduri QR, sunt niște studii de caz foarte mișto, care arată coduri QR care funcționează excelent din online. Unde lumea este, scanează codul de pe telefon mobil și intră cu totul altă interacțiune. Deci nu așa ceva. Se poate face și asta, dar nu se întâmplă la noi. Că tema este asigurări și finanțe. Nimic pe Marius Vasile de la Banca Transilvania. Să ne vândăm cam. The traditional way. Bună seara! Marius Vasile este numele meu. Am 25 de ani. Acum, a spus de la ce bancă, vreau să ținem așa sub secret. Cordura este echipă de vânzări, echipă care vinde produse bancare financiare. Sunt un egoist, pot să spun lucrul ăsta, nici măcar am făcut o prezentare în seara asta, am vrut toată atenția să fie către mine. Sper să-mi iertați. Suntem oameni, fiecare avem defectele noastre. Acum, lucrez în vânzări de 5 ani de zile, un domeniu în care chiar îmi place, mă simt, mă încadrez, cred eu așa, și mă simt confortabil. Ce vreau să facem în această seară, poate surprinzător, nu o să vorbim de lumea SEO și de PPT, ELA și PPC. Iertare. M-ați prins aici. Nu, cred că Ela și domnul Burtopan au acoperit foarte bine partea aceasta. Eu o să vă provoc să discutăm despre, să spunem, necesitatea utilizării unui produs bancar de creditare în contextul actual. Mai exact, folosirea unui produs de creditare, un produs care ne poate ajuta să economisim bani în primul rând, dacă am învățat să-l folosim corect, să ne ofere eleganță, comoditate, confort și siguranță. Cum vi se pare, domnul Munteanu, ia să-mi spuneți? Că sunteți aici, doamna. Ce idee bună! Spune mai mult! Da. Semnal de vânzare, deci zic mai mult. Mulțumesc. După facem cum am stabilit. Bun, haideți să facem un fel următor. Înainte de toate vreau să știu cine colaborează în momentul de față cu Frobanca. Oh. De afară, cred că și afară mai este ceva. Suntem foarte mulți în momentul de față care, într-adevăr, avem o legătură cu o bancă, cu o instituție financiară. Asta denotă faptul că, în momentul acesta, în vremurile noastre, banca a devenit o instituție care ne ajută. Și cred că nu e greșit să spunem că poate fi un punct de sprijin pentru noi. Avem dorințe, avem țeluri, avem idealuri pe care ni le îndeplinim și cu ajutorul băncilor. Mă gândeam acum, în momentul când eram mic, fiecare dintre noi ne gândeam la și credeam în bazne populare, în Ileana Cosânzeana, să zicem, în Făt Frumos, aici fetele, în vremurile astea și băieții mai gândesc la Făt Frumos, și la peștișorul acela de aur care venea și insta trei dorințe ni le-a îndeplinit. Acum, crescând și eu, cât am putut până acum, mi-am dat seama că peștișorul ăsta de aur nu vine. Și trebuie ca noi, fiecare, să ne îndeplinim ceea ce vrem, să ne satisfacem nevoile și dorințele. Haideți să facem așa. Ce dorințe avem, ce lucruri ne dorim în momentul de față și am vrea să ni le achiziționăm. Uite, Oana. Orice-ți vine. Aș vrea să fie în India. Oh, concediu? Da. Nu s-a făcut. Așa spune și șeful meu. Bine că nu e prezent aici. Ela, uite, Ela. Ce vrea în momentul de față? O casă. Bun. Doamne, un moment, trebuie să vă întreb. Niște crose de golf.
Proste de golf. Frumos, frumos golf. Aici, în dreapta asta, ce v-ați dorit la un trandafir? Nu știu, vacanță. Vacanță. Toată lumea în perioada asta cu vacanță e concediu. Am spus excursii, în partea asta am spus o casă. E clar că fiecare am apelat la un moment dat, la o bancă, la o soluție de finanțare. Oana, cum ai vrea să pleci în India? Cum ai avea posibilitatea în momentul de față mâine să pleci în India? Nu chiar. Fii modest așa. Nu chiar. Crosele, le achiziționăm mâine, diseară? Nu. Nu? Nu. Vă ajut, domnul Dan. Vă ajut. Uite, mie mi-ar plăcea. Și eu am, uite, dacă mă întrebați, m-a întrebat, dar răspund eu din oficiu, că nu e problemă. Eu mi-aș dori tot un concediu. Și nu doar problema cu șeful meu, care, cum am spus dumneavoastră, nu dă acordul, ci și partea financiară e, în momentul de față, ceea ce mă reține să fiu aici, să nu fiu în India, dar nu cu tine, oameni, nu o să-mi se înțeleagă greșit. Bun. Cum putem să ne satisfacem dorințele aceștia? Să spunem că avem un prieten. Un prieten care ne este pe termen lung alături de noi. Ne putem baza oricând pe el. Și mai ales putem să-i gestionăm resursele lui, care sunt limitate, în modul nostru. Un prieten care, atunci când am nevoie, apelez și imediat pot să îi realizez, să-i dau suma fără niciun fel de problem. Și pentru că mi-ați câștigat încrederea, așa cum sunteți, sunt mai înainte, fel și ar putea să pierdem viață pe treaba asta, o să vi-l arăt și pe prieten de care vorbesc. Ăsta e, deși pare micuț, poate foarte multe, cu încredere spun că nu cred că m-am înșelat niciodată, și mi-a oferit ceea ce vorbeam mai devreme. Eleganță, siguranță, comoditate, confort și mai ales în momentul în care am avut nevoie de el, am apelat cu încredere. Este cardul de la Banca Transilvania. Este cardul în care eu, cu încredere, pe care cu încredere vi-l recomand. Și vă recomand ca și prieten. Adică, în momentul în care am început să fac vânzări, pentru a putea să vând ceva, eu, în primul rând, trebuie să cred în ceea ce vând. Și mă gândesc prima oară dacă ceea ce am în mână acum aș oferi și familiei mele. Și da, aș face-o. Aș face-o cu încredere, pentru că știu că îl poate ajuta. Să vedem. Facem felul următor. Vreți să fiți prieteni? Cine în momentul de față vrea să fie prieten cu mine, în primul rând? Bun. Dacă veți fi prieten cu mine, atunci o să fiți prieten și cu colegele mele, cu Roxana și Cristina, care vă vor oferi toate informațiile. Aici nu mă bag. Aici nu o să mă bag. Da. O să începe așa. De la stânga la dreapta. Tot așa e. Roxana, Cristina. Fără niciun fel de problemă. Facem în felul următor. Toate informațiile care aveți nevoie pentru a avea un prieten de așa natură, le găsiți fără niciun fel de problemă la colegele mele. Hai să vedem. Întrebări. Cine are, că am văzut că se dau de SEO? De ce? Da, spune-mi la SEO, îți răspunde la un momentan. Eu sunt SEO, nu? Nici o întrebare. Atunci o să le puneți colegilor mele fără niciun fel de problemă. Eu vă mulțumesc. Chiar a fost o onoare să fim în seara asta. Mulțumesc. Să nu plecați!